Presa liberă trecere. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Presa Liberă Trecere. Vă invit în minutele următoare să urmăriți o ediție în exclusivitate. Avem doi invitați care vă vor prezenta aspecte importante din viața administrației publice locale. Vor discuta despre unele dintre nevoile și nemulțumirile dumneavoastră. Este prezent astăzi, după 3 ani de când nu a mai fost o prezență în spațiul public, domnul Viorel Holban, fost primar al municipiului Râmnicu-Sărat. Domnia sa este însoțit de domnul avocat Florian Dinulescu. Le spunem bună seara, bine ați venit, domnilor! Bună seara, bine v-am regăsit! Bine v-am găsit! Pentru mine este prima oară când am ajuns în studiourile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Viorel Holban, bună seara, bine ați revenit la Presa Liberă Trecere, așa cum spuneam, după absență de 3 ani, o absență din spațiul public. Doar câteva declarații pe care le-ați făcut zilele trecute. Așa este, au trecut prea repede cei 3 ani. M-am retras din politică, din administrație, 2016, gândindu-mă că am lăsat o echipă care să ducă mai departe proiectele noastre. A trecut timpul foarte repede, am văzut că lucrurile nu s-au mișcat și reapariția mea vine datorită cetățenilor care mă opresc pe stradă și îmi spun că ar trebui să revin pentru a continua ceea ce am făcut în cele două mandate. Și care sunt aspectele care v-au atras atenția în această perioadă, înainte de toate, în calitate de cetățean al municipiului Râmnicu-Sărat? În cei 3 ani, vreți să spuneți? Exact. Păi, tocmai că nu prea mi-au atras atenția lucruri care m-ar fi bucurat ca cetățean, pentru că în această perioadă chiar nu s-a mai făcut nimic din punct de vedere administrativ, ceea ce ține de proiecte și de dezvoltarea orașului. Nu știu de ce s-a bătut pasul pe loc. Eu chiar n-am mai avut un contact, să zic așa, cu primăria Râmnicu-Sărat, din care să știu ceea ce se întâmplă. Am avut câteva discuții cu actualul primar și de fiecare dată răspunsul a fost că se lucrează, știe echipa ce are de făcut, dar iată cât timp a trecut și nu mi se pare normal ca după 3 ani să nu ai proiecte în derulare sau să nu ai un proiect închis. Pentru că totuși axa de dezvoltare sau axele de dezvoltare pe bani europeni sunt în perioada 2014-2020, deci mai avem un an și se închide și această perioadă, cum a fost în perioada mea 2007-2013. Acum, această perioadă de implementare și depunere și implementare și a proiectelor este din 2014-2020 și mai avem un an și doar liceul Alexandru Lacuț, ați văzut că s-a început reabilitarea lui la Râmnicu-Sărat. Proiect, așa cum am dat și acel scurt interviu, este făcut în totalitate de mine și chiar am văzut reacția domnului primar când a spus că a aprobat proiectul din punct de vedere tehnic și economic, dar acest lucru s-a întâmplat din proiectul pe care eu l-am reactualizat în 2015, la sfârșitul anului, nu mai țin minte exact, noiembrie-decembrie. Deci acei indicatori tehnico-economici care au fost aprobați au fost scoși în acel proiect. Deci nu se poate spune că s-a mai umblat în vreun fel la acel proiect reactualizat de mine în 2015.
Vreau să vă informez și pe noastră și pe cetățeni și pe cei care sunt menționați în ediția de astăzi, pentru că așa cum am procedat zilele trecute în momentul în care v-am luat acel interviu pentru jurnalul TV Sat, un interviu în exclusivitate, vom proceda și de această dată. Corect. Dacă sunt persoane menționate, precizate pe parcursul discuției de astăzi. Dumneavoastră ați făcut o declarație foarte importantă, o declarație care a surprins populația municipiului Râmnicu-Sărat. Vă rog să le reamintiți telespectatorilor despre ce este vorba. Am spus râmnicenilor în acel interviu că voi candida din nou în 2020. V-am spus mai devreme că am luat această hotărâre pentru faptul că eu consider că în acești 3 ani au fost pierduți din punct de vedere al dezvoltării orașului și că cetățenii orașului își doresc foarte mult să revină. Deci sunt oprit pe stradă, în piață, primesc mesaje și sunt încurajat, am fost foarte încurajat pentru acest lucru. În această cauză am și făcut declarația, pentru că chiar, dacă vă spun așa, m-am odihnit acești 3 ani destul de mult. Eu sunt un om foarte activ, am stat pe margine și am văzut ceea ce se întâmplă și nu pot, mai ales că sunt rănician și țin la orașul meu, nu pot sta deoparte acum când chiar se poate face ceva. Spuneați că problemele râmnicenilor sunt chiar problemele de care vă loviți și dumneavoastră în calitate de cetățean al municipiului. Aș vrea, dacă sunteți de acord, să discutăm despre un aspect foarte important pentru locuitorii municipiului, să le prezentăm un aspect legat de reintroducerea apei meteorice în facturi. O decizie luată de Consiliul Local Municipal în luna aprilie acestui an. Ce v-a nemulțumit, ce v-a atras atenția cu această ocazie? Chiar că această întâmplare din 17 aprilie m-a făcut și mai mult să cred că este nevoie de oameni care se implică și țin cu cetățenii, pentru că nu este posibil, am și spus, am făcut și o postare astăzi pe online, în care am arătat că s-a luat o decizie fără a se studia bine problema, fără a se ține cont de pașii legali în a da o hotărâre de Consiliu. Am spus acolo și repet în fața camerelor de la vederi că acea hotărâre trebuia să stea în dezbatere publică, chiar dacă i s-a dat domnului primar Cârjan un mandat să meargă la Adi Buzău să semneze acea hotărâre care de introducere a apei meteorice la persoanele fizice și mi s-a spus că nu trebuia să stea pe site-ul primării în dezbatere publică pentru că nu mai i s-a dat mandat. Bun, dar dacă nu mai i s-a dat mandat și dumnealui în aceeași zi, deci la ora 9 a fost hotărârea de Consiliu, proiectul de hotărâre și aprobat în ședința de Consiliu la primăria Râmnicu-Sărat și la ora 11 la Adi Buzău, la ora 11 s-a semnat această hotărâre prin care s-a introdus apa meteorică în 17 aprilie cu data de 1 aprilie, retroactiv, iarăși o nelegalitate. Și discutând un pic cu juriștii, ei consideră că este nelegală pentru că oamenii trebuia să-și spună părerea, râmnicenii, se încadrează în acele proiecte hotărâri care trebuie să stea în dezbatere publică și nu a stat în dezbatere publică. Chiar vreau să vă întreb, ce proiecte de hotărâri trebuie să se afle în dezbatere publică? Cele care afectează cetățenii și mai ales cele cu mărirea prețului, introducerea de taxe și impozite, introducerea de plăți din partea cetățenilor. Și lucrul acesta nu s-a făcut. Și o altă problemă care m-a tulburat este faptul că fără niciun studiu bine determinat de o firmă specializată, nu s-a determinat un procent de 0,7, adică 70% din apa de ploaie care trebuie plătită de cetățenii din municipiul Râmnicu-Sărat. Ceea ce nu s-a demonstrat, sau mai bine nu s-a fundamentat. De ce 0,7 și nu 0,1 și nu 0,3 și nu 0,5 și așa mai departe? Pentru că sunt anumite spețe în care cetățenii au curtea betonată într-o proporție, au pavele într-o proporție, au grădină într-o proporție, au
eu știu, gazon și pur și simplu discutând cu cei de la Adi Buzău, cu domnul director, pentru că am vrut să mă informez, mi s-a spus că s-a luat în calcul pentru determinarea acestui procent a apei meteorice, a cât trebuie să plătească cetățeanul, SR-urile, care SR-urile spun clar aici, în denumirea actului normativ sau tehnic, SR-ul 1841 din 2006 și spune în dreptul lui că determinarea prin acest SR se determină debitele de apă uzată, colectată și evacuată prin canalizare. Nici de cum o determinare a unui procent. Deci la Râmnicu Sărat nu plătim diferențiat? Nu. Persoana fizică într-un fel, agentul economic avea instituțiile publice locale coeficient, mod de facturare? Persoanele juridice plăteau și înainte, din 17 aprilie cu retroactiv, cu 1 aprilie plătesc și persoanele fizice, dar nu știm de ce toată lumea plătește 70% din apa care am spus în postarea de astăzi. Deci acel procent de 0,7%... Nu 0,7, 70%, da? 0,7 din 1, înseamnă 70%, este pur și simplu determinat așa de, cum să spun eu, ne-am așezat la masă două persoane și zice, hai, cum, de la o negociere personală. Nu. Și spuneți că trebuia să existe un studiu de specialitate, da? Întocmit înainte de a lua decizia. Nu de compania de apă, nu de Adi Buzău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, pentru cei care nu cunosc prescurtarea la Adi Buzău. Trebuia să ceară un studiu unei firme specializate prin care să spună, domnule, pe speța respectivă se plătește atât, că sunt mai multe spețe. Nu poți să spui că eu care am gazon trebuie să plătesc la fel cu cel care are pavele sau grădină. Dumneavoastră, în mod oficial, ați înaintat o plângere, o sesizare către primăria Râmnicu Sărat? Eu, când am văzut această hotărâre, deci chiar am rămas surprins, și am mers la domnul avocat Dinulescu, povestindu-i, știind că împreună cu domnul consilier Ionescu s-a judecat la un moment dat compania de apă pe o altă speță, tot pentru plata serviciilor de apă și canalizare, și l-am rugat să discutăm un pic despre această situație. Am gândit-o împreună și ne-am dat seama că, într-adevăr, hotărârea de Consiliu este nelegală, că nu a stat în dezbatere publică. Acest procent nu este determinat pe un normativ sau printr-un studiu, ci este, are un, nu știu, SR-ul ăsta, până la urmă să-l dezvoltăm, să-l explicăm. Pur și simplu, SR-ul, din ce dă în tabelul din hotărârea de la Adi Buzău, spune că acest SR determină debitele de apă uzate, colectate în evacuare și evacuată și prin canalizare. Colectată și evacuată prin canalizare. Deci nici de cum să studieze felul în care, cum îi zice, apa meteorică sau apa de ploaie se scurge la canalizare. Sunt și curți care sunt în pantă și merg spre canalizare. Sunt și curți care unde opresc toată apa și se infiltrează. Atunci toate aceste spețe trebuiau bine determinate, astfel încât să râmnicenii să nu fie păgubiți, pentru că nu e normal să plătim la fel. Să înțelegem că v-ați informat pe această problemă. Sunt multe localități din România care plătesc apa meteorică? Sau sunt și municipii scutite de la această plată? Aș putea să discut eu, și pentru că ne-am documentat. Și față de aceste aspecte, cred că ar trebui să facem niște sublinieri, cred eu, importante și pentru cetățenii municipiului. Domnule avocat, dar înainte de toate, haideți să lămurim populația cu privire la 3-4 întrebări simple. Ce reprezintă apa meteorică? De ce o plătim? Cine o plătește? Cum este stabilit acest coeficient? Apa meteorică reprezintă cantitatea de apă rezultată din precipitațiile adunate într-un termen de referință, respectiv o lună, o zi, și așa mai departe. Aceasta este preluată de sistemul de canalizare al localității respective, prelucrată în stația de epurare, și motiv pentru care există justificarea atât legală cât și din punct de vedere al practic al factorării acestui consum, al preluării, factorării acestui consum de apă. Cine trebuie să plătească? Evident că trebuie să plătească cei care îl produc. Apa care se scurge de pe proprietățile persoanelor fizice, persoanelor juridice
precum și a utilizatorilor domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, toți aceștia au terenuri în administrare, în proprietate sau sub altă, pe care le țin sub orice altă formă. Apa de acolo se scurge în sol, este absorbită de teren pentru suprafețele neconstruite, fie într-un fel sau altul se prelinge, se scurge de pe acoperișul suprafețe betonate, asfaltate, pavate și este cumva preluată în rețeaua de canalizare a localității. Aceasta ar fi chestiunea teoretică. Acum, dacă începem să discutăm vis-a-vis de aspectele care țin de lege și de modalitatea în care fiecare dintre unitățile administrative teritoriale înțelege să facă și să-și reglementeze modalitatea de facturare a acestor consumuri, pentru că ele sunt niște consumuri. În fond, odată ce apa este epurată, generează niște costuri. Există o hotărâre de guvern care stabilește la nivel de principiu, dar care o anumită modalitate de stabilire, de constatare a acestei cantități de apă meteorică preluată către stațiile de epurare, pe de o parte, dar și modalitatea în care fiecare dintre persoanele de decizie, respectiv consiliile locale, unitățile care administrează serviciul de apă și canal din localitatea respectivă, poate factura sau poate calcula modalitatea în care de preluare acestor ape. Și aici precizez că este vorba de un regulament cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, care a fost aprobat pentru o hotărâre de guvern numărul 1591 pe 2002 și în care se stabilește destul de clar, pe lângă, se stabilesc până la urmă niște principii de calcul și de stabilire acestor consumuri. Da? Regula generală ar fi că această cantitate de apă meteorică preluată la rețeaua publică se determină prin înmulțirea cantității specifice multianuale de apă meteorică stabilită teritorial cu suprafața totală a incentelor construite și neconstruite declarate de fiecare utilizator. Deci de la început legea, respectiv hotărârea de guvern, stabilește în mod clar că trebuie avut în vedere suprafața construită și neconstruită, declarată de fiecare utilizator. Totodată, aceeași lege stabilește și o relație, o modalitate de calcul analitic, o formulă tehnică, asupra căreia nu cred că e cazul să ne aplicăm, dar care conține acest coeficient de scurgere, o formulă care nu prea sună plăcut auzului, da? Sau există o normă specifică determinată pe categorii de consumatori care sunt aprobate prin hotărâre de Consiliul Local pentru fiecare dintre unitățile administrative. Și în cazul nostru există o hotărâre general valabilă pentru toți locuitorii, da? Și începem și discutăm, pentru că deși se fac cei trimiterea niște prevederi legale cu caracter imperativ, în realitate, modalitatea de stabilire a acestor consumuri se pot face prin hotărâri de Consiliul Local. Deci lasă la latitudinea fiecăruia dintre unitățile administrativ-teritoriale să stabilească în mod concret modalitatea de calcul, pe de o parte, și dacă anumite categorii de persoane fizice sau juridice pot fi obligate, la ce procent, sau unele pot fi scutite. Deci, aici, Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat ar fi putut gândi, spuneți dumneavoastră, o altă modalitate de calcul, să plătim individualizat. Individualizat. Spre exemplu, pentru, în ceea ce privește, interesându-ne și documentându-ne pe internet, luând, analizând mai multe companii sau anunțurile de pe internet sau postările anumitor societăți care administrează domeniul acesta de apă canal din plătim diverse mai mult județe, sau mai puțin față de ceilalți? Noi plătim mai mult. În mod evident plătim mai mult și plătim arbitrar. Pentru că, de fapt, aici este discuția noastră. Spre exemplu, vă pot da și pot să și depun să arăt și la cameră. Spre exemplu, în Maramureș
Decizia locală este ca persoanele fizice să nu plătească nimic, iar coeficientul pentru persoane operatorii din economici și instituții publice să fie de 0,6, da? Iar pentru utilizatorii care administrează domeniul public și privat al unităților administrative teritoriale, acest coeficient să fie de 0,45. Într-o altă situație, la Oradea, de exemplu, se stabilesc coeficienți diferiți de scurgere în funcție de categoria suprafeței pe care o deține fiecare dintre proprietari. Și anume, pentru suprafețele construite e un coeficient de 0,9, da? Iar pentru suprafețele neconstruite e un coeficient de 0,2. Pentru Bistrița, coeficientul este de, pentru suprafețele construite este de 0,85, iar pentru cele neconstruite este de 0,05. Domnule avocat, mă scuzați, vreau să-l întrebăm pe domnul Viorel Holban, în urma acestor discuții, care sunt așteptările dumneavoastră din partea Consiliului Local Municipal? O revocare a acestei hotărâri? M-ați întrebat și nu am apucat să răspund în totalitate la această întrebare, ce demersuri am făcut. Și v-am spus că am mers la domnul avocat și am gândit-o împreună pentru că avea experiență în domeniu și eu m-am informat discutând și cu cei de la Adi Buzău. Am făcut o plângere prealabilă, în sensul că pentru a merge în instanță ai nevoie de această de plângere prealabilă, prin care am cerut Consiliul Local revocarea sau anularea acestei hotărâri 84 din 17.04.2019, pentru că nu a fost legal, adică nu a stat în dezbatere publică și nu mi se pare normal să nu parcurgem pașii respectiv, pentru chiar dacă la un moment dat, eu știu, Consiliul Local hotărăște un procent anume de a se plăti apa meteorică, dar poate în urma se va solicita totuși un studiu bine întocmit, astfel încât să reasă, ați văzut, se poate și 0,2. Și 0,6 și 0,05, cât a spus domnul avocat. Și nu am primit niciun răspuns până acum din partea Consiliului Local. M-am adresat Consiliului Local. De aceea am ieșit și cu o intervenție publică pe online, cerându-i domnului primar să-mi răspundă, pentru că se scurge timpul pentru a primi răspuns la această hotărâre prealabilă. Eu sper să fie un răspuns bun pentru noi și pentru cetățeni de anulare acestei hotărâri sau revocare și în caz contrar, așa cum am anunțat prin domnul avocat Dinulescu, vom merge și vom contesta în instanță. Ați văzut, am specificat acolo că vom cere și sprijinul cetățenilor pentru că ei sunt afectați, eu sunt afectat în calitate de cetățean și atunci și ceilalți cetățeni sunt afectați și atunci cu siguranță vom cere să meargă cu noi pe ca intervenienți, astfel încât să anulăm această hotărâre de Consiliu Local, care, așa cum am specificat, intră și retroactiv. Și din ce spune domnul avocat, pentru că cu asta este meseria și trebuie să știe, retroactiv nu se poate. Adică nu dai o hotărâre pe 17 aprilie și intră în vigoare după 1 aprilie. N-am înțeles de ce această grabă, pentru că se putea foarte simplu să se ceară un studiu bine specializat, bine documentat, astfel încât să ni se explice de ce, cum s-a ajuns la 0,7 din 1 sau mai bine zis 70%, un coeficient de 0,7 care înseamnă 70% din ceea ce comunică, cum a spus domnul avocat, din ceea ce ne anunță de fapt stația meteorologică din zonă. Da, se anunță la compania de apă Buzău. Către chiar vreau să le spuneți telespectatorilor cum se stabilește cantitatea de apă meteorică. La acest moment se stabilește prin comunicarea unei medii lunare de către stația meteorologică locală. Practic, din calculându-se un procent de 0,7, 0,5, 0,3 sau un procent diferențiat, așa, din această cantitate. Se poate ajunge la situația teoretică. Acum e 0,7. Acum este 0,7, da. Adică 70%, din, 70% cât din cât comunică stația meteo locală, sau stația meteo de acum. Se poate ajunge și a fost situații, cazuri în țară, în niște ani ploioși, când cantitatea de apă meteo facturată a fost
mai mare decât cantitățile de apă consumate de cetățeni în lunile respective. Pentru că, într-adevăr, sunt ani excedentari cu precipitații abundente, când cantitatea, rezultatul în urma unui calcul matematic, a depășit că s-a facturat mai mult apă pluvială decât apă consumată efectiv de către cetățean, lucru care este cumva inacceptabil până la urmă. Domnilor, dar ce reprezintă această factură pentru buzunarele râmnicenilor? Păi, așa cum a spus domnul avocat, depinde și de câți metri pătrați are curtea în care locuiești. Și dacă ai, eu zic, 300 de metri pătrați și cu precipitații de 100 de litri pe metru pătrat, sunt 30.000 de metri pătrați. Se adună 70% din 30.000 de metri pătrați înseamnă 21.000 de metri pătrați, înmulțit cu cât este prețul la canalizare, că nu știu pe deasupra, este un coeficient, este un preț. Deci vă spun că curțile cu peste 1.000 de metri pot plăti și peste 10-12 milioane anual. Da, ceea ce e important aici, pentru că până la urmă cred eu că oamenii în general își doresc niște norme predictibile, niște legi, niște norme legale care să stabilească în mod clar și logic și în mod obiectiv niște obligații în sarcina fiecăruia dintre noi. Dar această taxă poate fi eliminată sau vorbim doar de o altă modalitate de... Există posibilitatea și aici ține exact de voința Consiliului Local de a stabili care este modalitatea de facturare. Avem precedentul, așa cum am precizat, al Maramureșului, care nu facturează apă meteorică pentru persoanele fizice. Într-adevăr, alte unități administrativ-teritoriale facturează apă meteo. Eu cred că cetățenii ar fi mulțumiți și dacă s-ar stabili în mod concret pentru fiecare din suprafețe, dacă există suprafețe construite, un coeficient diferențiat în funcție de suprafața construită și neconstruită. Pentru că în situația în care o ploaie vine după o perioadă de secetă îndelungată, acea cantitate de apă în mod clar se duce direct în pământ, este absorbită în procent foarte mare. Deci nu în rețeaua de canalizare. Și nu ajunge în rețeaua de canalizare. De asemenea, și în cazul situației platformelor betonate, asfaltate, există crăpături, fisuri în teren, astfel încât nu toată apa care este preluată și căzută pe aceste suprafețe este preluată în canalizare, în rețeaua de canalizare, ci este absorbită. Fără să mai discutăm de alte situații în care, cum e cazul la noi în zona spitalului, unde toată apa preluată pe pluvială, care se scurge după Principele Ferdinand de Sus, de la intersecția cu Mihail Cogălinceanu și până în jos lângă la spital, se adună în zona din vale, inundând curțile riveranilor, practic făcând serviciul de evacuare a apelor inutilizabil. Ori, pentru acel cetățean care are apa în curte și care se trezește la fiecare ploaie torențială sau chiar și la spital, că am înțeles că și acolo e aceeași problemă, cei care se trezesc cu apa în propriile curți, apa pluvială provenită de pe stradă, nu cred că ar fi o chestiune corectă să li se factureze, să li se ceară contravaloarea acestei ape, de care, în mod clar, ei nu se bucură. Dar cel mai important de reținut aici este faptul că, așa cum a spus și domnul avocat, Consiliul Local putea hotărâ, da. În urma unei dezbateri. În urma unei dezbateri publice, așa cum era normal și cum am și cerut în plângerea prealabilă, putea să nu pună niciun coeficient la plată, dar chiar dacă, să spun așa, pentru intervențiile care sunt de făcut pe raza municipiului, este nevoie de bani, atunci puteam să găsim un coeficient, dar nu așa cum s-a găsit pur și simplu, fără nicio bază legală, fără niciun studiu. Eu vreau să vă spun că cea mai mare problemă stă în faptul că nu se plătește, că toată lumea plătește la fel. Da? Bun, a fost 0,7 la persoanele juridice, putea totuși pentru persoanele fizice și ținând cont de cetățenii din Râmnicu Sărat care sunt, așa cum știm cu toții, cu venituri mai mici,
puteam să mergem, dacă tot am pus pe românește un coeficient din burtă, puteam să-l punem de 0,3. Da? Dar nici aici, nu, nici cu acesta nu sunt de acord, pentru că e bine să ne facem treaba așa cum este normal, foarte bine, și să găsim o firmă specializată care să facă un studiu, să nu avem nicio problemă și nicio discuție. Pentru că asta este durerea cea mai mare. Sunt unii oameni care hotărăsc să plătim din buzunar fără să ne spună de ce. Și pe orice taxă, orice majorare a trezit și aceasta... Nu mai spun că noi, dacă erau majorare pe inflație, pe creșterea prețului, pe anumite... pe o bază bine determinată, nu era nicio problemă. Dar să stabilești un coeficient pur și simplu, fără să demonstrezi cum l-ai stabilit, nu mi se pare normal și chiar e neprofesional din... față de toți factorii implicați aici și au dat dovadă de neprofesionalism în ceea ce au făcut. Repet, sunt nevoită, mai ales odată cu declarația pe care ați făcut-o, să luăm un punct de vedere și dumnealor, reprezentanților Consiliului Local Municipal. Dar ce vreau să ne spuneți? Așteptam și un punct de vedere și nu l-am primit. Poate dumneavoastră vizionare. Voiam să vă întreb, când ați depus, când ați trimis această plângere oficială către Primăria Râmnicu Sărat? Vă aflați în acel termen? Nu, mai avem o zi și se fac 30 de zile. Și putem să mergem direct în instanță fără nicio problemă. Noi sperăm că mai avem o zi și să primim o comunicare prin care să ni se spună că se întrunește Consiliul Local și se anulează și se respectă pașii care trebuie să respectați, astfel încât să nu fim afectați de această hotărâre de Consiliul Local. Dar acum, în luna mai, în facturile râmnicenilor a venit, da? În luna aprilie. Factura din mai este pe aferentă lunii aprilie și am plătit apă meteorică. Deci luna mai, în care ne-a plouat mai mult decât de când ne așteptam, față de mai anul trecut și o lună foarte ploioasă, cu siguranță factura față de aprilie va fi de 7-8 ori mai mare. Păi și în aprilie a plouat foarte puțin. Din cauza aceasta, dacă se uită cetățenii în factură, o să zică, păi câțiva lei sau zeci de lei nu este o problemă. Dar deja pentru în iunie, când primim factura aferentă lunii mai, cu siguranță de 7-8 ori va fi mai mare. Da, în funcție de cantitățile de precipitații căzute. Domnule Holban, am discutat noi zilele trecute în cadrul jurnalului TV Sat, le prezentam și telespectatorilor acel material în care erați nemulțumite de faptul că actuala administrație, spuneați dumneavoastră, și asumă acel proiect de restaurare, reabilitarea Colegiului Național Alexandru Vlahuță. Mai sunt și alte nemulțumiri, alte aspecte pe care le-ați sesizat în ultima perioadă legate de majorări, de taxele impuse râmnicenilor? Pentru că acestea sunt întrebările la zi, întrebările cu care ne confruntăm noi zi de zi. În 25 mai în 2019 s-au indexat toate taxele și impozitele pe care noi, cetățenii Râmnicului, le plătim către primărie, către administrația locală, cu 4,6%, reprezentând inflația anului trecut. Acum două zile am vrut să intru, să văd, n-am știut de această hotărâre, v-am spus că n-am avut așa un ochi pe ceea ce se întâmplă la primărie în această perioadă de 3 ani și poate au mai fost, am să încerc să mă uit în urmă, poate pentru o altă emisiune dacă va fi nevoie. Dar nu am găsit această hotărâre pe care eu am primit-o în mesaj de la cetățeni. De ce, domnule Holban, s-au mărit taxele și impozitele cu 4,6? Am scos-o totuși și am intrat în posesia ei. Ea nu este pe site-ul primăriei. Sper să o pună din nou, că acolo este locul acestei hotărâri de Consiliu. Și am fost întrebat dacă era obligatoriu să mărim taxele și impozitele cu 4,6%. Nu era obligatoriu și puteam să nu mărim taxele și impozitele cu inflația și puteam să mărim. Deci rămâne totul la latitudinea Consiliului Local. Nu știu acum care sunt, cum să spun, motivele acestei măriri la maxim, da? Indexări la maxim. Poate este bine documentată, poate a stat pe site-ul primăriei în dezbatere, așa ar fi trebuit, nu știu și de aceea nu sunt sigur de acest lucru, dar se putea și aici, că stă la latitudinea Consiliului Local,
să se mărească aceste taxe cu 4,6% sau putea să se mărească cu 3% în funcție și de nevoie. Deci putea exista și un procent minim, da? Nu, exista și faptul de a nu se aplica nicio mărire. Sau maxim, așa cum a hotărât Consiliul Local. O altă, aici chiar un lucru mai neplăcut, pentru că această mărire cu inflația am practicat-o și noi în câteva rânduri. Având proiecte europene în derulare și guvernamentale, am anunțat cetățenii că inflația fiind de 2 sau 3 sau 6 cât a fost în vremea respectivă și noi am indexat aceste taxe și impozite cu inflație. Dar, vă spun, am avut nevoie și au fost și ani când nu am, cred de la un moment dat că vreo 3 ani nu am introdus nicio mărire și niciun coeficient a inflației. Dar ceea ce m-a frapat foarte mult și m-a deranjat, am înțeles că la 1 ianuarie 2019, acele scutiri ale pensionarilor de a plăti jumate din biletul de transport în comun, în municipiul Râmnicu Sărat, s-a anulat. Și de la 1 ianuarie și pensionarii plătesc un bilet întreg. Nu este normal, pentru că chiar pensionarii au muncit pentru noi, spun așa acest lucru, și au muncit, nu ca noi acum, e altă generație, alte timpuri, și oamenii au muncit 40 de ani, o pensie de 7, 10, 12 milioane, cât au, alea 7 sunt foarte mici, cele medii sunt undeva la 13-14 milioane, și totuși erau peste 2000 de pensionari care mergeau la transportul în comun, la TUC, și cumpărau aceste bilete, se făceau niște tabele nominale cu semnătură, cu buletin, și veneau și spuneau vreau 20 de bilete și plăteau la jumătate. Și ce ar putea determina o administrație să această decizie, să nu mai subvenționeze biletele pentru pensionari? Nu știu să vă spun, pentru că eu m-am bătut foarte mult la vremea aceea să dăm gratuitate la pensionari. Din ce mi-amintesc, nu s-a putut în totalitate și atunci am găsit această portiță. Curtea de conturi a venit în atâtea rânduri, an de an, că la municipii și orașe Curtea de conturi ne vizitează an de an și verifică ceea ce s-a întâmplat cu un an în urmă, toată execuția bugetară anului anterior, și nu am avut niciodată această problemă. Din ce aud că cei de la Curtea de Conturi ar fi zis că nu este legală și că este societate comercială, să știți. Și de această societate comercială, dacă este, chiar dacă este subordonată Consiliului Local sau Primăriei, chiar nu mi-amintesc care instituții, dacă este pe profit, poate să facă această reducere. Poate să facă o reducere și mai mare. Și în cazul elevilor, vorbim de aceeași poveste? Bineînțeles. Aici la elevii chiar nu am întrebat dacă s-au anulat aceste beneficii pentru ei, dar de pensionari sunt sigur că am fost întrebat de pensionari. Și atunci m-am și interesat de acest lucru. Și de la 1 ianuarie nu se mai dau bilete pentru pensionari la jumătate. Știu că la Buzău pensionarii merg gratuit, știu că sunt localități de la cetățeni, știu că așa, mi s-a spus acest lucru, că trebuia și la Râmnicu Sărat să se păstreze ceea ce am făcut noi bun pentru cetățeni. Deci nu ar exista niciun impediment. Legal, spuneți dumneavoastră, că s-ar fi putut acorda aceste subvenții. Bineînțeles, în societate comercială este normal să poți să faci ce vrei cu banii respectivi, mai ales că ai un consiliu de administrație care poate hotărâ, sunt oamenii puși de consiliu local, deci până la urmă tot consiliul local, să zicem așa, ar avea un ceva de spus și se poate transmite, da, că să se mențină acea reducere. Dar iată că nu s-a reușit, din ce am înțeles că ar fi un raport al Curții de Conturi prin care ar fi spus că nu este legal. Ceea ce nu cred la ora asta, să vedem ce spun, vă spun și cei care pot spune concret ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar vă spun că era foarte bine pentru cetățeni să se mențină, pentru pensionari să mențină această reducere, pentru că la ei contează și contează pentru fiecare om când plătești cu reducere, ați văzut și la medicamente și peste tot, chiar oamenii au nevoie de acest lucru. Și pentru că vorbim de transparență în actul administrativ, intenționat să mai transmiteți o sesizare, o plângere oficială către Primăria Râmnicu Sărat pentru a obține răspuns pe fiecare aspect în parte?
sau lucrurile vor veni de la sine? Sperăm că intervenția dumneavoastră și întrebările noastre să îi pună un pic să gândească mai bine pe cei care iau decizii, să se aplece mai mult la nevoile cetățenilor, să nu se facă toate lucrurile așa repede, astfel încât să venim după aceea cu rectificări, cu revocări și astfel încât să aducem la o normalitate. Spunea cineva, mă uit foarte puțin la știrile politice și chiar la știri în ultima perioadă. Și o să vă rog să nu vorbim de persoane politice. Nu, în ultimii ani, și vă spun așa că în România a fost, de după Revoluție, o procedură foarte nelalocuie ei în a da legi, ordonanțe, hotărâri și mai departe. Și cam așa a procedat poporul român. Haideți să facem ceva. Am ajuns la guvernare în fiecare din 89. Haideți să ne menținem discuția pe administrația publică locală, pe problemele noastre. Da, vorbim din 89 încoace. Am vrut să spun că același lucru s-a întâmplat și aici. Se aruncă o ordonanță sau un proiect de lege, o hotărâre locală, la nivel național și după aceea să vedem unde s-a greșit. Și hai să rectificăm, hai să modificăm. Iar mai dăm o ordonanță, cum a fost și asta, 114 acum și așa mai departe. Deci ar trebui cei care iau aceste hotărâri să stea mai mult, să se gândească, să cheme juridicul, să cheme pe cei care pot hotărâ. Eu am avut și vă spun din experiență, atunci când nu aveam nicio soluție, întrebam Curtea de Conturi. Deci întrebam Curtea de Conturi și în mod oficial am întrebat și în mod neoficial pe cei care, venind de atâția ani în control, am rămas într-o așa relație cât de cât să putem pune o întrebare atunci când avem nevoie și întrebam, este bine, nu este bine? Păi dacă venim cu astfel de hotărâri când și oamenii plătesc fără să aibă bază legală, e foarte rău. Că acum, dacă noi, cu siguranță, noi vom reuși în instanță să anulăm această hotărâre de Consiliu și hotărârea ADI, pentru că am făcut plângere prealabilă și la Asociația Dezvoltare Intercomunitară ADI Buzău, de anularea acestei hotărâri 11 din 17 aprilie și aceea o vom anula în instanță cu siguranță și atunci va trebui compania de apă care a facturat apa meteorică să dea bani înapoi. Sau mai bine zis să nu se sperie că pot compensa. Adică cetățenii vor primi factura de apă și canal pe un preț, vor avea acolo un plus la ei și se va compensa. Nu va fi o problemă. Important este să nu aducem prejudicii cetățenilor pentru că sunt cei care suferă cel mai mult. Ați spus chiar noastră mai devreme că acestea ar fi nevoile cetățenilor din municipiul Râmnicu-Sărat. Am discutat despre aceste probleme financiare. Care sunt celelalte aspecte care ați sesizat că e nemulțumesc? Sau probabil odată cu ieșirea dumneavoastră în spațiul public cu aceste declarații în ultimele zile, ați primit și mai multe propuneri din partea dumnealor? Pe noi de fiecare dată ne întreabă ce se rezolvă pe partea de infrastructură, când vor începe lucrările de asfaltare și dacă vor exista mai multe locuri de muncă la Râmnicu-Sărat. Pe dumneavoastră ce vă întreabă? Același lucru, mă întreabă și pe mine, pentru că și eu fac piața și eu merg printre oameni și acum de când am anunțat și nu sunt decât câteva zile că în 2020 voi candida, nu cred că este zis să nu ies în oraș, să nu fiu rugat să revin și să facem ceea ce am făcut cei 8 ani de zile, proiecte, asfaltări, modernizări, spații verzi și așa mai departe. Deci se cere ceea ce s-a făcut odată. Pentru că omului, dacă îi faci la un moment dat, îl duci la un nivel, da, de trai și după aceea stagnezi de acel lucru și eu, dacă rămâneam în continuare primar, cu siguranță, încă 4 ani sau 8 ani sau cât eram ales, cu siguranță, dacă nu făceam în acești 3 ani care au trecut de când am retras, cu siguranță eram certat, pentru că au văzut că se poate, da? 8 ani de zile s-a putut și acum de ce nu se mai poate? Ați fi majorat tariful la gunoiul menajer? Cred că da, la gunoiul menajer și eu l-aș fi majorat, pentru că societatea respectivă a venit cu faptul că s-a mărit salariul minim, s-a mărit, este foarte bine specificat în expunerea de motive, da? Cred că da, acolo nu se pune problema, pentru că au venit cu elemente care duc la acea mărire, cu siguranță. Și sunt anumite hotărâri, putem spune că Consiliul Local a dat numai hotărâri împotriva cetățenilor, care au fost bine gândite și au fost bine documentate. Da, și chiar nu am la fiecare hotărâre în ultimii 3 ani ce s-a dat, ce s-a făcut,
De aceea am fost și șocat când am văzut că sunt câteva proiecte, și nu sunt multe, ale primăriei, ale Consiliului Local, care sunt pe listele de așteptare, sunt în evaluare și așa mai departe, dar în 3 ani, totuși sunt 3 ani care s-au pierdut. Și de aceea cred că acești 3 ani nu îi vom recupera niciodată. M-am hotărât să candidez pentru că vor veni din nou proiecte în 2020-2027 și atunci, cu siguranță, așa cum am fost a doua localitate din România la depunerea proiectelor în 2007-2013, cu siguranță vom fi tot în primele localități din România în 2020-2024, care vom accesa proiecte pentru oraș. Dar, domnule Holban, este concludent acel exemplu care se dă de fiecare dată, că și în perioada mandatului dumneavoastră s-au întârziat acele lucrări de asfaltare privind cele peste 40 de străzi din municipiu? Nu știu despre ce este vorba. Că sau? Am așteptat, am avut o perioadă de așteptare foarte mare pentru punerea în practică a proiectului de asfaltare și reabilitare a acelor artere. Da, am avut și acolo o problemă, din ce mi-amintesc, pentru faptul că acel proiect a fost neeligibil în prima fază și am dormit câteva zile pe la ușa secretarului de stat, dacă pot să-i dau și numele, că nu e un politic, și am intervenit cu o contestație, n-am bătut și cu politicul foarte mult și am stat pe la ușă astfel încât să reușim să-l dăm eligibil, pentru că era proiectul Râmnicului și aveam foarte mare nevoie, ați văzut cum arăta infrastructura până am început acele străzi, am mai făcut un credit furnizor pe care cu încă, eu știu, 12-16 străzi, nu mai țin minte, adică era foarte mare nevoie și acum este nevoie. Dar acel proiect, tot la fel din cauza faptului că noi, la început, în 2008, venind din privat, nu am știut exact pașii în administrație, a fost acea licitație, chiar eram certat, păi tu lași și chiar nu poți să vezi și să dai seama de respectivul care a câștigat licitația dacă face. A venit proiectantul atunci, țin minte, cu 4 arhitecți, a pus fiecare laptopul pe masă și a început să ne arate cum vor arăta străzile, cum noi de-abia făcusem aici sensul giratoriu și mi-l tăiase. Deja îl dădea la o parte și zic, nu se poate așa ceva, că noi am muncit și am cheltuit acolo. Dar tot din cauza proiectantului, după ce au pus acele laptopuri pe masă și ne-a arătat cum vor fi proiectele, ne-am rugat de ei non-stop să ne dea proiectele lucrate, să le depunem. Le-am primit tot un pic mai târziu decât am avut contractul, l-am depus și până la urmă am avut și probleme tehnice care au dus în prima fază pe neeligibil. Dar ne-am luptat astfel încât l-am scos eligibil și iată că am reușit. Ați vorbit de credite. Și în ultima perioadă la Râmnicu Sărat, reprezentanții Consiliului Local au tot discutat despre credite, dacă ne mai împrumutăm sau dacă nu ne mai împrumutăm. Ce știți? Avem un grad de îndatorare scăzut? Avem un grad de îndatorare foarte mic. Da, pentru că și noi când am făcut credite nu ne-am dus până la maxim, puteam să luăm mai mult, dar am zis haideți să nu ne împrumutăm pe nu știu câte zeci de ani, ne-am împrumutat în mod normal, cum s-ar fi împrumutat orice familie care este responsabilă și se gândește să facă proiectele așa cum trebuie, să nu să aibă bani și de alte probleme care pot apărea pe parcurs. Ne-am împrumutat și, din câte mi-amintesc, am fost până la vreo 27% grad de datorare. Acum, dacă nu s-a mai făcut niciun credit în cei 3 ani, cu siguranță sunt sub 10% și primăria Râmnicu Sărat se poate împrumuta fără probleme. Bani pentru cofinanțări, bani pentru proiecte, nu se pune problema. Numai că, ca să te împrumuți, trebuie să ai un proiect făcut, bine executat, scos în licitație, după care cu el mergi la bancă, se creditează și se face. Nu poți să iei credit așa, că hai să mergem cum ne ducem noi, cu de nevoi personale. Primăriile nu pot lua credite pentru nevoi personale. Primăriile pot lua credite pentru proiecte bine documentate, aprobate în Consiliul Local, eligibile și mai departe. Proiectul de reabilitare a Colegiului Național Alexandru Vlahuță din Râmnicu Sărat va fi implementat? Cu siguranță va fi implementat. Da, mă bunește râsul scuze pentru faptul că vorbim a treia, a patra oară de acest proiect. Cu siguranță va fi implementat, nu are de ce să nu fie implementat, nici nu mă gândesc. Odată ce s-a început un bun proiect, ar fi chiar o palmă pentru noi toți și pentru mine care l-am făcut și pentru cei care îl implementează, de ce să nu se termine? Pentru că este bine făcut, este aprobat, este eligibil, sunt bani, cred că sunt bani și de cofinanțare, dacă nu se poate lua un credit și mergem mai departe. Deci nu avem de ce să ne oprim. Și nici actuala administrație nu are de ce să se oprească.
Mai sunt alte surprize pe care le oferiți râmnicenilor în perioada următoare? Dar nu mă oferi nicio surpriză râmnicenilor. Acum, categoric că au avut parte de surprize în această singura perioadă. Surpriză, pot spune așa, este surpriza de a candida. I-a surprins pe unii oameni, nu pe toată lumea, pentru că decizia mea a venit în urma celor care, multor râmniceni care m-au oprit pe stradă și mi-au zis că trebuie să mă întorc să facem ce am făcut mereu la Râmnicu Sărat, proiecte, și eu zic că încă un mandat ar trebui să avem străzile asfaltate, ar trebui să avem totul bine pus la punct și să nu mai avem nevoie să strigăm eu nu am asfalt pe strada mea sau în cartierele mărginași. Cartierele mărginașe, eu spun că în acești 3 ani, dacă eram primar, erau asfaltate cu siguranță. Nu aveau cum să nu fie asfaltate, pentru că nu sunt atât de mari. Dar ați văzut dumneavoastră, cetățenii spun că și-au pierdut răbdarea, nu mai vor să audă cuvântul proiecte. Vor doar lucruri concrete la Râmnicu Sărat. Atunci vom vedea la momentul respectiv ce facem și să nu mai vorbim despre proiecte, să vorbim direct despre fapt. Eu vă mulțumesc pentru prezența în ediția de astăzi. Îi mulțumim domnului Viorel Holban, fostul primar al municipiului Râmnicu Sărat, și domnului avocat Florian Dinulescu. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Până data viitoare, sănătate, numai bine, la revedere! Presa liberă trecere.